Lacrimile au curs astăzi în loc de aplauze, astfel și-a încheiat Mișu Fotinou rolul pe pământ. Marele actor, în vârstă de 83 de ani, a fost condus pe cel din urmă drum de familie, prieteni, colegi de scenă, dar și de spectatori. În urma lui rămân amintirile celor care l-au aplaudat măcar o dată în viață. În ultimele sale ore pe pământ, Mișu Fotinou s-a întors la Teatrul Național. Sala în care a fost depus trupul neînsuflețit a fost înțesată de chipuri cunoscute. Radu Beligan, Marin Moraru sau Mitică Popescu au venit să-și a rămas bun de la bunul lor prieten și coleg. Omul Mihai Fotinou este mai puțin cunoscut. Suntem prieteni de 50 de ani, de când am debutat la Teatrul Național. Printre lumânările care pâlpâiau firav, două chipuri plânse îl vegheau. Soția și fica, mute de durere, nu s-au clintit o clipă de la căpătăiul lui. În timp ce lacrimile le udau obrazul, își țineau mâinile strânse ca într-o rugăciune. În jurul lor, ceilalți se temeau parcă să respire. Cel puțin 6 seri pe săptămână eram împreună după spectacolele lui. Un actor minunat care l-am adorat. Un partener minunat, un prieten extraordinar și am petrecut împreună o foarte mare parte a existenței noastre. Cea din urmă reprezentația lui Mișu Fotinou nu s-a terminat cu ropote de aplauze, așa cum l-a obișnuit publicul, ci cu râuri de lacrimi. Moartea firește un lucru normal, așa cum ne naștem fiecare, toți trebuie să mărim. Dar poate că un actor care a trăit atâtea și atâtea și atâtea vieți pentru bucuria dumneavoastră, ar fi putut să ne mai înselineze o seară. De azi, marele actor își doarme somnul de veci la cimitirul Belu din capitală, lângă mulți alți artiști ai scenei.